Mulțimile erau entuziasmate pentru faptul că ecoul învierii lui Lazar mai persista în fiecare dintre ei. Și au venit în preajma lui Iisus să-L vadă nu numai pe Lazar, spune Sfânta Scriptură, ci să-L vadă și pe Cel care a făcut această minune. Și atunci Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a vorbit ucenicilor că trebuie să se preamărească Fiul omului, neînțelegând de bine aceste cuvinte. Și a spus o pildă foarte frumoasă, pilda grăuntului de grâu. Dacă bobul de grâu când cade în pământ nu moare, nu aduce roadă, iar cel care moare aduce roadă multă, arătând prin aceasta că Fiul omului trebuie să moară întâi, dar a treia zi să învieze. Îi pregătea într-un fel pe apostolii săi și nu numai pe ei, ci pe cei care au în preajma sa. Le-a vorbit despre suflet. Cel care dorește să-și mântuiască sufletul său îl va pierde, iar cel care își pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie îl va păstra pentru viața veșnică. A vorbit aici despre cei care se gândeau numai la lumea aceasta. De altfel, aceste cuvinte sunt valabile și în zilele noastre. Spune Mântuitorul, ce ar folosi omul dacă ar dobândi toată lumea și și-ar pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Omul este alcătuit din trup și suflet. Și dacă trupul se dă pământului, dar va învia la marea judecată, sufletul este părticică din Dumnezeu și sufletul nu moare niciodată. Omul a murit, trupul se dă pământului, dar sufletul se înalță la Dumnezeu pentru a-și primi plata faptelor săvârșite în lumea aceasta, până la obșteasca învierii, cum spune Evanghelistul Matei, când toți cei din morminte se vor scula și omul va participa la marea judecată. Ne atenționează Dumnezeu ca să ne mântuim sufletul nostru, pentru că dacă ne-am pierdut sufletul, am pierdut totul, nu pentru o perioadă de timp, ci pentru veșnicie. Iar dacă am câștigat sufletul, sigur că l-am câștigat pentru veșnicie, l-am câștigat pe Dumnezeu. Părinte, spune Mântuitorul, preamărește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te preamărească pe tine. Și ne învață Mântuitorul mai departe în denea din această seară, umblați cât aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul, că cel care umblă pe întuneric nu știe pe unde merge. Cât aveți lumina, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. De fapt, lumina este Dumnezeu. De fapt, lumina este credința pe care omul trebuie să o aibă în sufletul său. Omul călăuzit de credință, călăuzit de lumina lui Hristos, nu se împiedică, așa cum spune Mântuitorul, în lumea aceasta. Și chiar dacă din când în când am căzut, Mântuitorul ne întinde mâna și ne dă posibilitate de a ne ridica. Și în ceea ce vom fi găsiți, în aceea vom fi judecați. Și ridicarea noastră trebuie să fie permanentă, cum și căderea, dacă este permanentă. De câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui, ne învață Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Deci trebuie să ne ridicăm, să îmblăm în lumina Evangheliei, să participăm la Sfânta Liturghie, care este o permanentizare a jertfei nesângeroase a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care s-a jertfit în chip sângeros. Sfânta Liturghie este izvorul din care ne adăpăm și ne îmbrăcăm în lumina lui Hristos. Sfânta Liturghie este cea care ne unește pe noi cu Dumnezeu. Și nu numai. Cine l-are pe Hristos în suflet, are toată lumea aceasta. Și chiar dacă ducem lipsă de multe lucruri, dacă l-avem pe Hristos, n-am pierdut nimic în lumea aceasta. Porunca lui Dumnezeu este aceea de a moșteni viața veșnică.
Dacă avem această credință în Dumnezeu, sigur că putem moșteni viața veșnică, pentru că pentru aceasta Dumnezeu s-a întrupat, ca să moștenim împărăția lui Dumnezeu. A coborât cerul, a coborât Hristos din cer ca să ne ridice pe noi la ceruri. Și atunci, având lumina lui Dumnezeu, având pe Hristos însuși în sufletul nostru, având pe Hristos în Sfânta Împărtășanie și împărtășindu-ne cu El, dobândim lumina care ne călăuzește pașii, nu numai în lumea aceasta, ci ne îndreptăm spre viața veșnică și spre moștenirea împărăției lui Dumnezeu.